Mergem mai departe. Avem o piesă... Avem o piesă relativ nouă pe care n-am cântat-o live până acum. Este de pe 6 minus, se numește Hai Hui. Și... în seara asta vreau să o dedic unui prieten care nu mai este printre noi, care dacă ar fi fost, ar fi făcut parte din organizarea acestui festival. El se numește Adrian Rugină. Și este unul dintre cei care acum 3 ani de zile la Colectiv ne-a părăsit. O să vă... Să vă povestesc cum ne-am cunoscut. Se întâmpla în 2010 la Sony Sphere, unde Vița de Vie cânta în deschidere la The Big Four. The Big Four însemnând Anthrax, Megadeth, Slayer și Metallica. Și Vița de Vie în deschidere. Evident, căcați pe noi cum... Nu se poate. În backstage era omul ăsta care era foarte mare și blond și bun. Și mă vede că eram stresat. Îl văzusem pe Ian Scott, chitaristul de la Anthrax, în backstage și mi s-au tăiat picioarele și mi-a zis: Adrian, ce-i cu tine? Zic, man, urmează să cântăm în deschidere la oamenii ăștia care sunt gen idolii noștri când eram mici, adică sunt zei. Și sunt foarte calm, așa cum era el, și bun, și zice: stai liniștit, o să fie bine. Și a fost. A fost, pe lângă că a fost, ce a reușit să-mi transmită în 3, 4, 5 cuvinte, a fost o încredere în mine, cum n-am primit de la altcineva în viața asta. Adrian, melodia asta e pentru tine.
Cerrarea atunci să închid capăt.